Funeraliile fostului premier britanic Margaret Thatcher vor avea loc miercuri 17 aprilie. Ceremonia organizată în Catedrala St. Paul din Londra va beneficia de onoruri militare și va fi urmată de incinerarea trupului Doamnei de Fier. Prima femeie premieră a Marii Britanii a murit la vârsta de 87 de ani după o serie de atacuri cerebrale. A deținut 3 mandate în timpul cărora a obținut recunoașterea meritelor în privința schimbării sistemului politic britanic. Doamna de Fier nu va beneficia de funeralii naționale, ca în cazul prințesei Diana și regina mamă, din cauza faptului că acestea sunt rezervate exclusiv monarhilor. Ceremonia va include însă onoruri militare și se va bucura de participarea numeroase personalități internaționale. Regina Marii Britanii, Elisabeta a II-a și ducele de Edinburgh și-au anunțat deja prezența la funeralii. Steagurile de la Palatul Buckingham și cele de la reședința premierului britanic au fost coborâte în bernă. Totodată, Parlamentul de la Londra a convocat mâine o ședință omagială pentru femeia care a condus guvernul timp de 11 ani. Lady Thatcher a demisionat din funcția de prim-ministru în 1990, iar starea sa de sănătate s-a înrăutățit în ultimii ani ai vieții. În 2002 a avut primul atac cerebral, în urma căruia medicii i-au interzis aparițiile publice, iar potrivit fiicei acesteia, suferea de Alzheimer.